Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. După centralizarea datelor din 99,97% din secțiile de votare, prezența la vot la referendumul de demitere a președintelui României Traian Băsescu desfășurat duminică a fost de 46,23%. Dintre cei prezenți la vot, 87,52% au spus da și 11,15% au spus nu. 1,32% dintre voturi au fost declarate nule. Datele finale vor fi prezentate de către Biroul Electoral Central în cursul zilei de miercuri. La referendumul de duminică pentru demiterea președintelui Traian Băsescu au fost înscrise pe listă 18.288.757 de persoane. Dintre acestea au ales să exercite de dreptul la vot un număr de 8.455.336 de persoane. După centralizarea, 99,97% dintre secțiile de votare reiese că 7.400.508 cetățeni au votat cu da, atingând un procent de 87,52% și 943.031 de votanți au pus ștampila pe nu, marcând un procent de 11,15%. Un număr de 111.797 de voturi, adică 1,32%, au fost declarate nule. În județul nostru au participat la vot 37,18% dintre cetățeni. Datele finale vor fi anunțate miercuri de către Biroul Electoral Central. Reacția liderilor politici din Alba a fost aseară marcată de optimism, dar și de oboseală acumulată în această lună. Democrat-liberalii se arătau triumfători, iar liberalii mai sperau că balanța se va înclina în favoarea lor. Senatorul Alexandru Pereș părea stors de vlagă, dar cu sentimentul datoriei împlinite. În județul Alba, sigur, am și prevăzut între 30-35% prezența la vot. O să se dovedească jurul acestor, hai să spunem, cuantum acestor procente. Cred că am dovedit din nou că suntem o forță politică responsabilă și oamenii ne ascultă. Primarul Mircea Hava e de părere că din această încrâncenare politică toți politicienii au ce învăța. Oamenii au arătat că știu să nu participe. O să vedem și rezultatul votului, cât au votat pentru, cât au votat împotriva. În orice caz, împreună am asistat la ceva și aia ce vreau să vorbesc la ziua de astăzi, la ceea ce a semnat votul, ceea ce n-aș fi crezut că se poate întâmpla vreodată în România, după 20 de ani de politică. Și niciodată n-au fost angrenate toate forțele care să nu facă altceva decât să nu-i permită lui Traian Băsescu, domnului președinte Traian Băsescu, să se întoarcă la Cotroceni. Eu cred că lucrurile se vor liniști politic, pentru că și pentru noi și pentru toată lumea cred că a fost încă o lecție. Din păcate, această lecție este pe spinarea noastră. Și eu, sincer, vă spun, m-am săturat să încasez lecții pe spinarea mea, indiferent, o să vorbesc de mine, de unde vin. Și sunt sigur că asta simt toți românii. Nu se poate să cheltuiești 10 de milioane de euro pentru niște chestiuni în care nici tu nu crezi. Prezent la sediul PDL Alba, președintele Ion Dumitrel a fost absent la urne, dar motivat. Cred că românii s-au speriat ca și mine de ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în țară de lună și ceva. Și a reacționat în felul acesta. Pentru că dacă votau cu ceea ce simțeau vis-a-vis de reformele și criza prin care a trecut împreună cu președintele Băsescu, cu siguranță astăzi nu mai era președinte. Și vă dați seama că românii sunt înțelepți, au înțeles pericolul. Și pentru mine a fost cea mai neagră lună de cumva politică. Liderul PNL Alba, Teodor Atanasiu, vorbea aseară cu speranța unei Românii europene fără Traian Băsescu președinte. O zi în care trebuia să se prezintă la vot peste 9 milioane de oameni, adică peste jumătate din populația pe care România o avea cu 12 ani, adică practic vreo 65% din populația care este astăzi din România, și se pare că a fost o zi încununată cu succes, o zi în care au venit acești oameni la vot și și-au exprimat în mod foarte clar intenția. 85% din oameni i-au spus lui Traian Băsescu să plece acasă, sau cu alte cuvinte, 85% din oameni au votat pentru o țară în care să trăim în normalitate, fără ură, fără dezbinare, și eu cred că de mâine trebuie să reconstruim o Românie europeană. Potrivit Biroului Electoral Central, prezența la urne a fost sub 50%, fapt pentru care Traian Băsescu se reîntoarce la Cotroceni. Referendum și secții de votare, pe de o parte, răcoare și relaxare pe de altă parte. Cam așa se explică în paralel două stări, de fapt, două realități întâlnite duminică puțin după ora prânzului în zona municipiului Alba Iulia.
Ora 14 pe malul Ampoiului, undeva în zona cartierului cu același nume, niște etnici romi caută răcoare în apa râului. Pe mal, lângă o tufă, doi tineri, el și ea, se dărgălesc la umbra subțire și la vedere liberă. Undeva pe dig, o tânără lentă, în pas, plimbă de lesă un cățeluș globiu. La vreo 200 de metri în amonte, un pescar plictisit de la trecerea timpului. Merez la vot azi. Ce are cum? Nu mă duc, domnule, la vot, domnule. Pentru ce să mă duc la vot? Pentru că mi-e plin buletinul de ăsta, nici nu m-am să pui ștampilă. Și ce-am câștigat eu? Eu, ca muritor de rând, ce-am câștigat cu votul? Am 20 de ștampie de la micuță rotundă și ce-am câștigat? Că-s mai sărac decât am fost la începutul. Că-s mai sărac decât când am copil. Ce folos? Pentru ce să mă duc la vot? Nu știu, știu, e referendumul ăsta pentru demiterea președinte. Referendumul ăsta, eu, pe banii care făceam pe referendum până acum, eu făceam cel puțin câteva școli în care să învețe copiii și să le repare alea care sunt proste. Aia făceam în primul rând în chestia asta. Sau în spitale să mă angajeze 2-3 oameni, 10 oameni însemna foarte mult pentru România asta. Pentru banii care s-au făcut, pentru mărșăbirea astea care se fac, care numai se fură continuu și au ajuns țara. Ce valori democratice s-a apărut până ștampile? Am înțeles că eu trebuie să mă duc la vot să apăr valori democratice. Ce valoare democratică după 89? Omul se încinge și încercăm să liniștim spiritele. Ați prins ceva? N-am prins nimic. Deci, pentru mine, pescuitul e un fel de hobby care deci mă simt de 10-11 ori mai mult decât la un vot. M-am dus, am fost și în comisia cu votul, dar m-am scârbit, pur și simplu. Deci am o scârbă mie exact ca după beție din aia, că nu o fac eu, mi sâră dimineața când mă trezesc, după beție din aia, așa mi sâră de mine politicienii ăștia care și-au bătut de țara asta îngrozitor, o distrus-o și acum mă cheamă la vot. Păi cum să mă mai... Ce tupeu mare să mă cheme la vot cineva? Decât să mă duc la vot, mai bine stau cu capul sub apă o jumătate de ceas. Ora 14.30 pe malul Mureșului, în zona Drâmbar, oamenii chefuiesc, se scaldă, pescuiesc sau pur și simplu se bronzează. Relaxare maximă, mai ales că e vorba și de o aniversare. Am stat de aseară pe malul apei și acum am încetat cu pescuitul și ne-am dat la sporturile astea mai extreme. E ziua mea asta? Da, e ziua mea asta. De 29 iulie, cât de 29 iulie, 38 de ani și mi-am adus toți prietenii aici ca să nu meargă la vot. Serios? Nu neapărat. Acum asta a fost întâmplare. Ei au profitat de ocazie și au venit mai târziu. S-au scuzat. Și acum ne ocupăm cu sportul ăsta, cu răcoritul, cu berile, cu apele, cu tirolene. Am tăiat sălcile, ne-am făcut frânghii. Încercăm să ne distrăm, să scăpăm de caniculă. Și printre altele, dacă mai rămâne timp, după 11 mergem și la vot. Ca acasă, de ce? Când place aici. Okay. La Mureș. La Mureș. Veniți și că e la sfârșit de săptămână sau? Nu prea. Când avem timp. Da. Simpatic un domn de lângă, azi e ziua lui și zicea că și-a dus prietenii ca să nu voteze. Aia e treaba lui. Dumneavoastră mergeți la vot. Da. Da, mergeți mai târziu. După 9. După 9, când se recogaște. Am fost la primele ori. La primele ori. Da. Da, da, da. Da, da, da. Ați înțeles, nu? V-a răspuns și dumneavoastră și votului. Da, da. Nu. El e cu unul. Nu. Ia să vedem. Dumneavoastră, cum a zis? Nu. Indiferent că unii vor da și alții nu, pe malul Mureșului e prietenie și o adevărată lecție pentru politicieni. Prelungirea programului secțiilor de votare până la ora 23 nu a avut în județul Alba efectul scontat de Uniunea Social-Liberală. Aseară, cu o oră înainte de închiderea urnelor, în secțiile de votare din Alba Iulia bătea vântul apustiu. Prezența la vot în Alba a fost de 37,18%, procent înregistrat probabil până în jurul orei 21, întrucât după 9 seara, foarte puțin conjudețeni s-au mai prezentat la urne. În Alba Iulia, spre exemplu, membrii comisiilor de votare ar fi putut juca table, păcălici, filcău sau 66, întrucât în secțiile de votare, la fel ca și pe străzi, liniștea pusese stăpânire. Și dacă în municipiul reședința de județ a fost astfel, imaginați-vă ce zbenguială electorală s-a putut înregistra pe ulițele din Daia Română, Ohaba sau Cetatea de Baltă. Weekendul acesta a plouat cu sesizări. Asociația Pro Democrație a primit sâmbătă și duminică peste 700 de sesizări privind eventualele nereguli la referendum. Aceasta, la rândul ei, a trimis 6 sesizări către Biroul Electoral Central, precum și numeroase sesizări scrise și verbale la birourile electorale de circumscripție județeană și către poliție. Cele mai multe raportări au fost primite de la cetățeni în legătură cu transmiterea prin SMS-uri, pliante, fluturat sau contact personal la unor mesaje care influențau votanții, în sensul participării sau obținerii de la vot, dar și a opțiunii de vot.
Alte nereguli sesizate într-un număr semnificativ sunt transportarea în mod organizat a cetățenilor la secțiile de votare, utilizarea improprie și în condiții contrare legii a unei mobile și nereguli privitoare la cererile necesare pentru utilizarea acesteia, precum și implicarea directă a aleșilor locali și a funcționarilor publici în influențarea votanților. De asemenea, au fost sesizate nereguli în activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare legate de refuzul nejustificat de a accepta cererile cetățenilor pentru una mobilă sau, dimpotrivă, implicarea membrilor acestora în completarea unor solicitări în acest sens. S-au observat și probleme legate de întârzierea plecării unelor mobile pe teren. Referendumul pentru demiterea președintelui României, desfășurat ieri, nu a adus multe sesizări sau plângeri pentru poliție ca în alte localități. Acest fapt demonstrează că locuitorii județului Alba au fost liniștiți, singurele sesizări înaintate către Inspectoratul Județean de Poliție Alba fiind din partea formațiunilor politice. Partidele s-au contrat între ele pe durata întregii zile. Au fost cazuri în special în comune unde formațiunile politice se acuzau reciproc pentru fraudarea alegerilor. Au fost cazuri în care președinții urnelor încurajau pe cetățeni să nu voteze, în alte localități s-au găsit liste complete cu numele cetățenilor pentru urna mobilă, cu toate că nu a fost nicio solicitare. Nici propaganda electorală nu a fost omisă, mulți reprezentanți ai partidelor promiteau mare acusare a celor care le puteau asigura câte un vot. În ziua referendumului au fost înregistrate 12 sesizări privind diverse incidente electorale, din care 10 de infracțiuni și 2 de contravenții. Toate sesizările privind faptele de natură penală au fost preluate pentru verificări de către echipele de specialiști constituite, fiind îndeplinite procedurile pentru înregistrarea acestor la unitățile de parchet competente. În toate cazurile, cercetările vor continua, iar în funcție de rezultatele cercetărilor se vor lua măsurile cuvenite pentru cei care au comis infracțiuni electorale. Nu puțin au fost românii care în această perioadă au primit SMS-uri cu caracter electoral. Acestea au intrat în atenția celor de la Asociația Pro-Democrația, care au primit numeroase sesizări de la cetățeni. Astfel, reprezentanții asociației le-au înaintat spre soluționare la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Partidele politice și-au jucat cărțile până la capăt și au apelat la o serie de tehnici pentru a ieși triumfători, apelând chiar și la SMS-uri electorale. Asociația Pro-Democrația a trimis spre soluționare numeroasele plângeri pe care le-au primit la cetățeni cu privire la SMS-urile cu conținut electoral. Cele mai frecvente mesaje au fost: eu vara nu dorm, pe 29 n-am somn, la referendum votez pentru că eu chiar contez. Sau eu vara nu dorm, ei nu pot boicota atât cât putem noi vota. Hai Traian să bem o bere, să ne luăm la revedere. Dacă vrei Udrea, apasă tasta 1, dacă vrei Anastasia, apasă tasta 2, dacă vrei Monica Macovei, scoate bateria. Dacă nu mai vrei cu Băsescu, hai la vot. Potrivit Asociației Pro-Democrația, mesaje de motivare a cetățenilor pentru a participa la vot s-au primit numai prin SMS-uri. Astfel, un cetățean din județul Constanța a sesizat faptul că un avion de agrement care survola litoralul a lăsat pe cer mesajul "Hai la referendum". Sfârșitul de săptămână a fost unul exorbitant pentru polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba. Aceștia au avut foarte mult de lucru, având în agendă multe accidente și infracțiuni rutiere sau morți violente. Spre surprinderea tuturor, cele mai multe infracțiuni rutiere au fost depistările cu aparatul etilotest a șoferilor inconștienți care s-au urcat la volan după ce au consumat băuturi alcoolice. Numai puțin de 6 șoferi au fost depistați băuți la volan. Valorile au fost cuprinse între 0,42 și 0,84 grame per litru alcool pur în aer expirat. Promptitudinea polițiștilor a făcut ca acești șoferi inconștienți să nu provoace pagube umane sau materiale. Toți șoferii surprinși băuți la volan au fost sancționați ca atare, însă nu prea aspru, astfel încât să nu repete isprăvile comise. Accidentele s-au ținut lanț pe străzile județului Alba. S-au înregistrat 7 accidente rutiere, dintre care 2 foarte grave. 2 accidente grave au fost în Aiud, unde o persoană a decedat, iar alta a fost grav rănită, iar al treilea accident a avut loc la izvorul Homoșteanu, unde un bărbat a traversat strada prin loc nepermis, acesta decedând pe loc. Toate accidentele au fost provocate fie de șoferi care nu au fost atenți în trafic, fie din cauza vitezei sau a neacordării de prioritate. Așadar, weekendul trecut a fost unul lung pentru polițiștii județului Alba și unul negru pentru multe familii conjudețene. Iar în jurul orei 18, un bărbat a fost accidentat mortal în timp ce trecea strada printr-un loc nepermis. În urma loviturii, bărbatul a fost proiectat prin aer, fiind aruncat la 10 metri de locul impactului cu autoturismul, care nu l-a mai putut evita. Mai multe detalii avem în materialul următor. Vă avertizăm însă că urmează imagini șocante.
Bărbatul în vârstă de 57 de ani se întorcea spre casă cu familia. În zona izvorului Homoșteanu s-a oprit pentru nevoi fiziologice. A trecut strada, însă nu s-a mai întors. A fost lovit de o mașină care circula regulamentar spre Sebeș. Șoferul autoturismului a încercat să evite producerea accidentului, însă nu a reușit. Ba mai mult, l-a accidentat mortal pe pieton, proiectându-l la 10 de metri distanță. Stăteam în mașină cu fața spre Alba și el o traversea să-și facă necesitățile și l-am văzut mort. L-a lovit 10 metri aproximativ, o sărit în aer. Traversat, într-adevăr, neregulamentat, dar o viteză mare, în orice caz. Victima e unde e acum, în iarbă, plămânii ieșiți afară, inima zburat afară. În urma impactului, bărbatul care a traversat strada prin loc nepermis a decedat pe loc, fiind pur și simplu despicat. Din spusele martorilor, conducătorul mașinii avea viteză mare, cu toate că în această zonă există restricții pentru viteză, limita legală fiind de 70 de km pe oră. Din primele cercetări s-a constatat faptul că o persoană de sex bărbătesc s-a angajat în traversarea străzii prin loc nemarcat și nesemnalizat corespunzător și fără să se asigure, fiind surprinsă și accidentată de către un autoturism marca Opel, care circula pe direcția Alba Iulia Sebeș. Ca urmare accidentului, persoana a decedat la fața locului. Nu putem să estimăm exact viteza de deplasare, urmează să se întocmească o expertiză în cauză care să stabilească viteza exactă. Împotriva conducătorului auto se va întocmi un dosar penal, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Șoferul s-a ales cu dosar penal, iar la finalul cercetărilor acesta va ști care sunt consecințele tragicului accident, mustrările de conștiință fiind însă cele care îl vor măcina pentru mult timp de acum încolo. Un grav accident de circulație a avut loc sâmbătă în jurul orei 19 în municipiul Aiud. Conducătorul unui autoturism înmatriculat cu numere de Spania a pătruns pe contrasens într-o curbă și s-a izbit de un cap de pod. În urma impactului, șoferul a decedat, iar pasagerii mașinii au suferit leziuni destul de grave. Din spusele martorilor, mașina circula cu viteză foarte mare, impactul petecându-se foarte repede. În mașină se afla o familie din Aiud plecați în Spania de câțiva ani. Aceștia erau în vacanță, însă în loc să profite de timpul liber pe care îl aveau, au produs o mare tragedie în sânul familiei. Conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de 51 de ani din Aiud, nu a adaptat viteza de circulație la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma accidentului, conducătorul auto a decedat la locul producerii accidentului, soția acestuia a fost rănită grav, iar fiul său a suferit leziuni corporale ușoare. Circulația a fost blocată pe un sens de mers, însă doar pentru câteva minute, accidentul petrecându-se în afara carosabilului. Leul dă semne că și-ar reveni. Moneda națională s-a întărit în fața monedei unice europene, ajungând la un curs de 4,55 de lei pentru un euro, după ce vineri cursul de referință afișat de Banca Națională a României era de 4,61. După ce vineri, moneda națională a atins un nou prag critic, ajungând până la 4,61 de lei pentru un euro, acum aceasta începe să prindă putere, ajungând la un curs de 4,55 de lei pentru un euro. O apreciere a leului a avut loc și în raport cu dolarul american și francul elvețian. Cursul leu-dolar afișat de BNR este de 3,70 de lei. Vineri cursul a fost de 3,75 de lei pentru un dolar american. Aprecierea a continuat și în fața francului elvețian, cursul de referință BNR fiind de 3,79 de lei pentru un franc, după ce vineri seara era de 3,84 de lei pentru un franc. De asemenea, pentru lira sterlină, cursul afișat este de 5,82 de lei, după ce vineri cursul leu-lira sterlină era la un nivel de 5,90 de lei. Ocna Mureș va avea din toamnă o stație nouă pentru epurarea apelor, dar și o rețea de canalizare modernă. Astăzi s-a semnat cel de-al 12-lea contract pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în județul Alba. Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în Ocna Mureș face parte dintr-un amplu proiect în valoare totală de peste 100 de milioane de euro, din care aproape 80 de milioane de euro sunt contribuție nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Astăzi semnăm 12-lea contract din cele 15, deci mai sunt 3 care sunt în contestații, toate 3, și așa cum spunea domnul director general, noi considerăm că așa cum am făcut și până acum și s-a adevărat că am analizat ofertele contractorilor cu meticulozitate și corect, vom avea câștig de cauză și la aceste ultime 3 contracte. Contractul semnat astăzi cuprinde extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare pe o lungime de peste 27.000 de metri lineari, construirea 12 stații noi de pompare apă uzată, reabilitarea unei stații vechi și execuția numai puțin de 4.000 de metri lineari conducte de refulare. Astăzi mai facem un pas pentru
asigurarea calității vieții în Bogdan Mureș. Este un pas foarte important, mai ales în Bogdan Mureș, un oraș micuț, un oraș mult industrial cu problemele specifice. Am crezut și cred întotdeauna în aceste asocieri. Numai asociați și uniți vom putea face aceste proiecte. Pentru că sunt proiecte mari, care orașele mici nu-și pot permite. Suma care va fi investită în proiectul de rețele de canalizare din Ocna Mureș este de peste 23 de milioane de lei. Avem capabilitatea tehnică să o executăm în termen stabilit. Noi vrem să o realizăm chiar mai repede și avem și resursele necesare astfel încât să o putem executa independent, fără altfel de ajutoare din afară, ci pur și simplu avem dotarea tehnică și resursele să putem executa. În țară, dar niciunde ca aici, nu am găsit oameni și mă refer la beneficiar, consultant, proiectant, care să aibă o asemenea deschidere, să fie atât de aproape de noi și, practic, să ne ajute să ne fie mai ușor să lucrăm, să executăm genul acesta de lucrări. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu și include achiziționarea de mașini de curățat canale, stații de proare în Alba Iulia, Cugir, Blaja, Iud și Ocna Mureș, precum și modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Câmpeni, Sebeș și Aiud. La Universitatea 1 decembrie 1918 s-au afișat astăzi rezultatele admiterii. La buget au rămas neocupate 27 de locuri, iar la studiile de licență cu taxă și la distanță au rămas libere peste 400 de locuri. La drept au fost înregistrate cele mai mari note, ultima notă fiind de 8,51. În schimb, la electronică și pedagogia învățământului primar și preșcolar s-a tras linie după nota 6. Zi importantă pentru candidații care s-au înscris la Universitatea 1 decembrie 1918. Listele cu candidații admiși, respectiv respinși, au fost afișate azi dimineață la sediul Facultății de Teologie Ortodoxă și pe site-ul Instituției de Învățământ Superior. În total, peste 850 de absolvenți de liceu au optat pentru studiile de licență și încă 405 pentru cele de master. Pleșa, după aia Ifara Mihaela, Ponoran, tu, Manciulia, eu, Dan Cristina, Drăghici, Ovidiu Mihai, 9.33 și am 9.16. Tu ai la fel ca și Manciulia. Candidații de anul acesta au fost admiși la facultățile din cadrul Universității Alba Iuliene în baza mediilor obținute la examenul de bacalaureat. Au rămas neocupate un număr de 27 de locuri bugetate. Astfel, la istorie sunt libere 4 locuri fără taxă, la arheologie 6, la muzeologie 1, la română-franceză au rămas neocupate 3 locuri, la pedagogia învățământului primar și preșcolar 8 locuri, iar la teologie ortodoxă, asistență socială, mai sunt disponibile 5 locuri fără taxă. În plus, au fost admiși pe locuri separate 3 tineri din diaspora, 6 din Republica Moldova și 5 romi. Cum sunt rezultatele pentru voi? Foarte bune. Adică? Adică la electro, la buget. E super. Cum a fost nota ta? Cum te-ai clasat? Chiar penultimul, de-aia sunt așa fericit. Deci e ok. E bine că am intrat. Poți admis la buget. La ce facultate? La economia comerțului, turismului și a serviciilor, RCTS. Sunteți mulțumită. Care este ultima notă? Ați reușit să vă uitați? Nu știu exact care e ultima notă. 7 și ceva. Am avut 8 și am intrat. Bune. Ați intrat? Da, la buget. Contabilitate informatică de gestiune. Să-ți mulțumim. Da, foarte. Cum e? Care este ultima notă? Ați reușit să vă uitați? Nu. Universitatea a pus la dispoziție anul acesta pentru viitorii studenți 1553 de locuri, dintre care peste 700 au rămas neocupate, majoritatea la taxă și învățământ la distanță. Conducerea Instituției de Învățământ Superior va avea o situație clară în privința studenților pe care va avea din toamnă abia după finalizarea procesului de înmatriculare, respectiv 3 august pentru cei de la buget și 17 august pentru cei ce vor face studiile în regim de taxă. Pentru locurile ce rămân neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie. Admiterea la studiile master de la Universitatea Alba Iuliana a epuizat aproape în totalitate locurile fără taxă. Pe de altă parte, puțin peste 200 de candidați au optat pentru un master în sistem cu plată. Astfel, peste 300 de locuri au rămas disponibile pentru sesiunea din toamnă.
Cele 180 de locuri bugetate disponibile pentru studiile de masterat s-au ocupat din această primă sesiune. Doar la specializarea contabilitatea și auditul instituțiilor publice au mai rămas libere 4 locuri. Universitatea are disponibile 10 locuri fără taxă și 25 cu plată pentru cetățeni etnici români, însă doar 3 persoane s-au înscris pe aceste locuri speciale. În sesiunea din toamnă, doritorii mai pot opta pentru unul din cele 19 programe de masterat acreditate, având disponibile peste 300 de locuri cu taxă. Începând de la 1 iulie, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a obligat companiile care operează în acest sector să publice situația reclamațiilor chiar pe site-urile proprii. Astfel, cele mai multe reclamații au fost înregistrate în cazul asigurărilor auto, unde mai mult de 85% dintre petiții au fost transmise în legătură cu polițele RCA și Casco. În topul celor mai reclamate companii de asigurări se află Astra, care a înregistrat un număr total de 2825 de petiții în primul semestru al anului, din care 88% au fost întemeiate. Locul 2 revine companiei OmniaSig, care a înregistrat un număr de 1651 de reclamații, dintre care 84,85% au fost întemeiate. În acest caz au fost adunate la un loc petițiile formulate împotriva celor două companii de dinainte de fuziunea între OmniaSig și BCR Asigurări. Pe locul 3 se clasează Asirom cu 1119 petiții, dintre care 39,05% au fost întemeiate. A patra companie clasată ca număr de reclamații formulate de clienți este Euroins, cu 840 de petiții, dintre care 83,7% au fost rezolvate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Locul 5 a fost ocupat de Carpatica Asigurări cu 434 de reclamații formulate în primele 6 luni ale anului, dintre care 18,20% au fost întemeiate. Ați întâmpinat vreodată probleme cu asigurările, respectiv cu asiguratorii? Numai de sănătate, da. Sunteți mulțumită de serviciile primite? Nu, chiar deloc. Ar trebui să fie mai serioși. Ce promit să facă? Aveți asigurare? Da. La ce? La casă. Și sunteți mulțumit de serviciile primite? Da, și am primite? Asigurare extinsă, adică și pentru bunuri. Aveți asigurare? Nu am avut nevoie de ei. Avem asigurare, dar nu am avut nevoie de niciodată. Am auzit prieteni de-ai mei care au avut asigurare pe mașină și nu li s-a dat la... și de fapt și eu am avut o problemă. Am fost asigurat pentru autoturismul pe care îl am și când i-am făcut reparații au trebuit să intervin în telefoane și în Alba și în București ca să-mi dea banii. Nu știu dacă e neseriozitate sau altceva. Păi n-am avut niciun fel de pagubă ca să pot să spun că am sau nu am o mulțumire vis-a-vis de ei, însă am înțeles că alții au avut surprize cu asigurările pentru deplasările în străinătate. În sensul că n-au beneficiat de niciun serviciu medical dincolo pe baza asigurării făcute în țară. Și asta de gândit. Companiile de asigurări sunt obligate să reînnoiască datele referitoare la situația reclamațiilor în primele 5 zile ale fiecărei luni. Anul trecut, cele mai importante 9 companii de asigurări din România au acumulat un număr total de 11.059 de petiții, dintre care au fost soluționate 6.844 în favoarea asiguraților. La Alba Iulia, Oradea, Târgu Mureș și Târgu Jiu se vor înființa 5 cooperative în care vor lucra 100 de femei de etnie romă. Cooperativele vor fi funcționale în cel mult 30 de zile. Asociația Pachiv România va semna în perioada următoare antecontractele cu femeile beneficiare de cooperativa Floreasa Cetății, având ca obiect de activitate comercializarea florilor. Cooperativa va fi înființată și administrată de femei de etnie romă, care vor angaja personal calificat din cadrul programelor de formare profesională desfășurate în cadrul proiectului FemRom de îmbunătățirea accesului femeilor de etnie romă pe piața muncii. Fiecare cooperativă va angaja 20 de persoane calificate în prin cursurile organizate de Asociația Pachiv în meseria de florat decorator, în meseria de confecționer artizanat. Avem 5 cooperative care devin realitate. Este pentru prima dată când lucrurile devin realitate. Este o provocare, este un moment emoționant pentru noi. Celelalte 4 cooperative vor avea ca obiect de activitate producerea și comercializarea de obiecte de artizanat din material textil, prestarea serviciilor de curățenie și comercializarea florilor.
Coloseumul din Roma, cel care atrage anual sute de mii de turiști, este într-un real pericol. Celebrul monument, vechi de 2000 de ani, s-a înclinat în partea sudică cu aproximativ 40 de centimetri. Autoritățile italiene caută acum soluții pentru a evita un eventual accident. Coloseumul din Roma s-a înclinat în partea sudică cu aproximativ 40 cm în comparație cu cea nordică, iar autoritățile italiene verifică acum pentru a vedea dacă există fisuri care să necesite reparații. Experții consideră că ar fi vorba de niște fisuri formate în zona amfiteatrului. De asemenea, specialiștii au început să monitorizeze efectele avute de traficul din zona asupra monumentului. Coloseumul, celebru pentru sângeroasele lupte cu gladiatori din Imperiul Roman, atrage anual sute de mii de vizitatori și de obicei este foarte aglomerat. Turnul înclinat din Pisa, un alt important monument italian foarte popular, a fost redeschis în 2001 după ce a fost închis peste un deceniu pentru restaurare și consolidare. Chinezii uimesc din nou după ce au lăsat o întreagă lume cu gura căscată construind cel mai mare pod într-un timp record, acum vin cu o nouă invenție, cel mai mare baraj din lume. Cu o construcție de peste 180 de metri, uriașa construcție funcționează deja la o capacitate maximă. Denumit barajul celor trei defileuri, acesta a fost construit pentru a scădea riscul inundațiilor în timpul sezonului ploios din China și pentru a stoca și a distribui apa în timpul secetei. Barajul are un volum de aproape 40 de miliarde de metri cubi, iar costurile construcției sale ajung până la 26 de miliarde de dolari. Cele 32 de generatoare ale lacului de acumulare trei defileuri produc de 150 de ori mai multă energie decât porțile de fier. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la sport! Secretarul general al Federației Române de Powerlifting, Ovidiu Pănezan, a declarat că dorește ca lotul României să participe la campionatele mondiale. După ce au renunțat la un sportiv pentru europenele din Italia de la senior, campionatele mondiale de juniori sunt compromise pentru delegația României din aceeași cauză, lipsa fondurilor. Antrenorul Ovidiu Pănezan este optimist și a declarat că dacă va obține fonduri pentru participare, cu siguranță va veni cel puțin cu o medalie în dreptul delegației României de powerlifting. Sperăm să reușim să participăm la campionatele mondiale de juniori. Avem mari semne de întrebare din cauza lipsei banilor. Nu am reușit până acum să atragem finanțări din zona publică. Din zona privată am reușit să obținem ceva finanțări, dar necesarul este mult mai mare. Pentru a realiza acest obiectiv, delegații de powerlifting au nevoie de fonduri într-o săptămână pentru a definitiva loturile de sportivi. Ar fi cu siguranță o premieră dacă vor participa și vor obține o medalie cât mai strălucitoare. Etapa a doua a campionatului românesc a consemnat un duel între Alba Iulenii cu Șorstanciu și Gicu Grozav. Ambii au jucat titular și nu au avut deloc evoluții șterse. Însă laudele și aplauzele le-a strâns mai micul Alba Iulenii cu Șorstanciu. FC Vaslui a câștigat meciul împotriva Petrolului cu neverosimil 3-0. Foștii uniriști au jucat încă de la primul fluier al arbitrului, însă doar Stanciu a rămas pe teren până la final. Prima ocazie a meciului a avut-o Gicu Grozav, care a ratat o ocazie monumentală în primele minute. 1-0 s-a făcut în minutul 21 când Lucian Sânmărtean a executat magistralul lovitură liberă de la marginea careului. Adrian Cristi a fost eliminat de la Ploieștieni în minutul 31, moment când echilibrul jocului a cedat. Gicu Grozav a scăpat singur spre poarta aparată de Coman în minutul 41, însă a fost oprit prin faul de un fundaș vasluian care trebuia eliminat. În minutul 70, mingea a ajuns la marginea careului de 16 metri, unde se afla Nicușor Stanciu, care a reușit un dribling excepțional în fața lui Ghierme și a centrat puternic în fața porții, unde Sburle a marcat cu un călcâi antologic primul său gol la Vaslui. Ultimul gol al partidei a venit în minutul 82, când Marius Nicolae a marcat cu un șut superb la colțul lung după o greșeală pe respingerea defensivei petroliste. Așadar, FC Vaslui cu Nicușor Stanciu, integralist și autorul unui frumos asist, a învins formația lui Gicu Grozav prezent în teren până în minutul 58. România are după primele 3 zile la Jocurile Olimpice 2 medalii cucerite. Prima medalie a delegației României a fost cucerită de sportiva Alina Dumitru. Aceasta nu a reușit să își păstreze titlul olimpic obținut în 2008 la Beijing, însă a pus mâna pe medalie de argint. A doua medalie este una mai strălucitoare, Alin Moldoveanu cucerind prima medalie de aur a României la Londra la proba de pușcă 10 metri aer comprimat.
Alina a reușit să facă un turneu extraordinar, aceasta ajungând până în finală cu toate că era accidentată la mână și la picior. A pierdut finala în fața braziliencei Sara Menezes, însă a declarat că a fost foarte mulțumită de medalia obținută. Metalul cel mai prețios va sta la gâtul românului Alin Moldovianu, care a demonstrat că are un ochi de vultur. Acesta a câștigat proba de pușcă la 10 metri aer comprimat. În semifinale, Alina a reușit să doboare un record olimpic, ce data din 2004 de la Jocurile Olimpice de la Atena. Din cele 10 focuri pe care le-a avut, sportivul român a tras doar unul singur sub 10 puncte, reușind să atingă punctul maxim de 9 ori. Speranțele României la medalii continuă, așteptările fiind foarte mari din partea gimnastelor și a sportivilor de caiac canoe. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Valorile termice au marcat o scădere astăzi, iar instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înorări temporare, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și local averse. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 25, chiar 30 de litri pe metru pătrat și vor fi posibile condiții de grindină. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 26 și 36 de grade, iar cele minime, în general, între 15 și 23 de grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 22 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 21 de grade la Aiud, 20 de grade la Blaj și 19 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 19 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 18 grade la Aiud și Blaj și 16 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Mâine vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice vor fi în scădere. Temporar înorările vor fi accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în tot centrul țării. Izolat, cantitățile de apă pot fi însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, iar cele minime între 14 și 24 de grade Celsius. Așadar, aproximăm maximele de mâine, situându-se în jurul valorii de 28 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 27 de grade la Aiud și Blaj și 25 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Poi mâine, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în majoritatea zonelor și se va manifesta prin înorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Excepție vor face sudul și estul extrem, unde cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi posibile doar pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, iar cele minime, în general, între 15 și 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!